devenit deja, ne consultăm zilnic cu absolut tot ceea ce este pe, cu ceea ce se întâmplă în guvern. Și dacă ați văzut, sunt deja poziționări ale miniștrilor noștri. Ieri a fost poziționarea ministrului Justiției, doamna Gorghiu, după atacul venit din partea gărzii pretoriene a lui Marcel Ciolacu și a celor care îl înconjoară. Nu vom lăsa instituțiile statului să fie capturate de PSD în preajma alegerilor, pentru că asta ar însemna un dezastru. Înseamnă ca să înțelegem că miniștrii liberali care au capacitatea de a da avize pot bloca orice proiect de lege care, așa cum susțineți dumneavoastră, ar putea să reprezinte un abuz? Evident, acolo unde sunt încălcări ale legii, și dumneavoastră știți foarte bine că partea de avizare aparține în mare parte pe hotărâri de guvern sau ordonanțe de urgență de Ministerul Justiției, nu vor primi avize din partea Ministerului Justiției acele proiectele guvernului Ciolacu care încalcă legea. Domnule Roman, cum ar putea să funcționeze guvernarea în continuare pentru cele două luni aproape rămase, dacă totuși nu există un dialog între cele două partide? Adică există totuși o linie de comunicare între lideri, între cineva, astfel încât să poată... Deci din punct de vedere al leadership-ului politic nu mai există niciun fel de comunicare. Vă pot da exemplu. Săptămâna trecută a fost o întâlnire la sediul guvernului din partea PSD Paul Stănescu, Neacșu, secretarul general al guvernului, domnul ministru Căciu, din partea Partidului Național Liberal, domnul Bode, subsemnatul și domnul Uțucă, pe ceea ce urma să prezinte domnul Boloș la Bruxelles. Acolo le-am spus din start, de la început, dacă ați venit să discutăm de cota unică, nu. Aveți și discutat cu noi subiectul ăsta, voi vreți cotă progresivă. Dacă e să vorbim de pilonul 2 de pensii, și voi vreți să-l naționalizați? Nu, nu avem ce discuta despre asta, noi vrem să creștem contribuția la 6%. Dacă voi vreți să majorați taxe și impozite, noi nu vrem treaba asta. Și cam așa au decurs discuțiile. PSD prin Sorin Grindeanu susține că de fapt doriți să rămâneți și la guvernare, să și obțineți voturi. De fapt că rămâneți mai, vă trageți mai aproape de oala cu fasole, ca să citesc din domnul Grindeanu. Da, am crezut că la PSD e cu mici și cu muștar. Bun. Cum vedeți această declarație? Că este totuși un nou atac? Este aroganța tipică din perioada guvernelor Adrian Stase, din perioada Liviu Dragnea, din perioada Victor Ponta, cei care, dintre dumneavoastră, care a prins acele vremuri, cred că vedeți acest film de fiecare dată, aceeași aroganță. Partidului Național Liberal în guvern în momentul de față, pentru că încep să... Să oprească abuzurile PSD, ultimul, de la Curtea Constituțională a României, unde garda pretoriană a judecătorilor roșii, numiți de PSD, a folosit cea mai importantă instituție a statului pentru a călca în picioare Constituția. Dacă au făcut acest lucru la CCR, vor face același lucru și la Ministerul de Interne, și la Ministerul de Finanțe, și la Secretariatul General al Guvernului, peste tot în prag de alegeri. Dar dincolo de abuzuri, PNL și PSD în guvern mai pot colabora, mai pot lua decizii importante pentru țară sau e doar un blocaj? Două luni de zile vom vedea mai mult... Deci, atâta timp cât PSD-ul nu va transforma guvernul cum a procedat în cazul CCR și va confisca o instituție, acest guvern va lucra până în alegeri. În caz contrar, să fiți convinși că noi, Partidul Național Liberal, vom sancționa fiecare derapaj al PSD care vrea să aibă. Curtea Constituțională, de fapt, deja și-a șantamat-o. 3 ani de coaliție și de unde vine acum discursul radical anti-PSD? De ce n-a venit mai devreme? Pe mine mă întrebați? Păi eu am aceeași poziție de ani de zile. Unii socialdemocrați susțin în momentul de față că, de fapt, mimați această rupere a coaliției, că după alegeri tot veți guverna. Vă repet, eu, de când am intrat în Parlamentul României și dumneavoastră unii sunteți... Eu reprezint aici Partidul Național Liberal. Deci, de la bun început m-am poziționat și am spus că atunci când PSD-ul vrea să ia toată puterea, democrația în România este în pericol. Seama că PSD vrea să ia... Declarații Florin Roman, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a lansat o serie de atacuri la adresa socialdemocraților. Citez, nu vom lăsa instituțiile statului să fie capturate de PSD în preajma alegerilor. I-a avertizat de asemenea pe socialdemocrați că Ministerul Justiției nu va mai da avize proiectelor inițiate de PSD acolo unde liberalii remarcă încălcări ale legii și îi acuză de asemenea pe
social-democrați că au călcat în picioare Constituția prin decizia CCR de a o scoate din cursa Petru Cotroceni pe Diana Șoșoacă. Vedem chiar în aceste momente pe ecran postarea de ultimă oră a ministrului transporturilor Sorin Grindeanu, un lider important din Partidul Social Democrat, foarte multe precizări ironice la adresa lui Nicolae Ciucă și citez acum: Ciucă al nostru nu se dezminte, după o luptă acerbă de 3 minute cu limba română, ne anunță că pleacă, dar rămâne. Nici el nu cred că înțelege ce vrea să spună. Înșiră cuvinte multe și iese o fasole cu cârnați. Am încheiat citatul din Sorin Grindeanu. L-am auzit puțin mai devreme și pe liderul PNL că i-a răspuns, citez din Florin Roman: am crezut că la PSD iese cu mici și cu muștar. Este aroganța tipică din perioada Năstase. Rămâne de văzut unde va duce tot acest conflict de pe scena politică, pentru că cele două formațiuni și-au declarat război, însă vă reamintesc, cu aceste poziții venite parcă din sfera opoziției, ambele partide stau în continuare confortabil pe scaunul puterii. Iar reacția lui Sorin Grindeanu, pe care ați văzut-o puțin mai devreme pe ecran, vine după mesajul de tipul adio, dar rămân cu tine, la care am asistat seara trecută, când Nicolae Ciucă a anunțat ruperea coaliției în urma scandalului provocat de excluderea Dianei Șoșoacă din cursa prezidențială. Doar că este mai mult o scindare de principiu, pentru că, de fapt, PNL rămâne la guvernare. Pentru prima dată în istoria României, o majoritate de 5 judecători, din care 4 numiți de PSD, a decis că cineva nu poate candida. Coaliția de guvernare cu PSD se oprește aici. Rămânem în executiv doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor pe care le pot realiza pentru a câștiga alegerile. Cu doar câteva ore înainte de anunțul ruperii coaliției, Marcel Ciolacu declara într-o emisiune televizată că românii nu cred în aceste certuri repetate dintre liberali și social-democrați. Ba mai mult decât atât, susținea fără ezitare că l-ar pune premier pe colegul Nicolae Ciucă dacă ar câștiga alegerile prezidențiale. Indiferent cât, cum spunea dânsul, ne-am alintat în această campanie electorală sau am vrea să părem așa dușman de moarte, nu crede nimeni. Nu cred eu, dar minte dumneavoastră. O reacție în urma ruperii coaliției a venit și de la candidata USR la alegerile prezidențiale. Elena Lasconi acuză blat între cele două partide de la guvernare și susține că anunțul lui Nicolae Ciucă nu face decât să-l aducă în turul 2 pe George Simion. Dragilor, dragi români, nu vă lăsați păcăliți. Mesajul în această seară al domnului Ciucă, prin care anunță că va rupe coaliția, nu face altceva decât să vină cu o altă fraudă morală prin care să încerce să manipuleze și să păcălească românii. Ciucă doarme exact așa cum și-a așternut. Ciucă a ales să facă parteneriat cu Ciolacu și cu PSD. Ciucă a ales să danseze cu diavolul și, făcând asta, a intrat pe lista liderilor roșii, antidemocrați, corupți, care au făcut foarte mult rău României în ultimii 35 de ani. Ciolacu, Gioană, Ciucă, trei fețe ale acelui sistem, au învățat de la cei mai buni, au învățat de la Iliescu, de la Năstase, de la Dragnea. Nu vă lăsați păcăliți. Braț la braț, Ciolacu și Ciucă stau în spatele acestei decizii prin care vor să-l ducă în turul 2 pe celălalt reprezentant și susținător al Moscovei, care a rămas surprinzător în cursă.